Eliminarea plafonului de 30% pentru acordarea sporurilor specifice și aplicarea integrală a creșterilor salariale pentru toți angajații din sănătate sunt doar câteva dintre revendicările sindicaliștilor Federației Sanitas. Membrii sindicatului cer ca guvernanții să pună în practică exact ce au promis și anume majorări salariale, lucru ce se va întâmpla însă la salariul brut. Paradoxal, însă, veniturile celor din sănătate scad, ba mai mult, aceștia au pierdut și tichetele de masă. Sindicaliștii spun că guvernanții nu au luat în calcul diferențele ce pot apărea între aceleași categorii de angajați. Așa se face că pot apărea situații unde un angajat cu vechime de peste 15 ani poate primi același salariu cu un debutant. Cei mai vitregiți rămân infirmierii, îngrijitorii, curățenie și personalul TESA, excluși din calculele guvernului. Începând cu 1 martie, așa cum se știe, de fapt, și cum s-a făcut public de mult timp, doar medicii și asistenții medicali vor beneficia de grila de salarizare din 2022. Lucru care o să ducă la apariția unor nereguli majore în sistemul sanitar. Am să vă dau câteva exemple. O să avem situația în care, deci, în această categorie nu o să intre celălalt personal cu studii superioare, deci în spital trebuie să înțeleagă guvernanții că lucrează și un alt personal cu studii superioare, cum sunt biologii, cum sunt farmaciștii, da? și o să ajungem în situația în care un asistent de farmacie o să câștige mai mult decât un farmacist specialist pentru că el intră pe grila de salarizare pe 2022, asistentul de farmacie, farmacistul specialist nu intră. Regulamentul de sporuri este acum mărul discordiei între sindicate și guvern. Pe de-o parte, guvernanții care vor să plafoneze sporurile la 30% pe ordonator principal de credite sau eliminarea pentru anumite categorii, iar de cealaltă parte, reprezentanții personalului sanitar care exclud din star varianta celor de la centru. Un exemplu de angajați ce rămân fără sporuri sunt cei de la anatomie patologică și morgă. În toată țara, colegii noștri din anatomie patologică și din medicină legală nu au putut beneficia de creșterea de salarii de 25% compensatorie pentru trecerea contribuțiilor. În schimb, s-au dus în grila din 2022. Vreau să înțeleagă guvernanții că în anatomie patologică și în medicină legală sunt niște condiții foarte grele de lucru, pornind de la condițiile din prosectură, din morgă, de la condițiile și substanțele cu care se lucrează în anatomie patologică și medicină legală, nu cred că vreunul dintre guvernanții noștri și ar dori să lucreze în aceste două locuri de muncă pe bani puțini. Guvernații se acoperă deja de celebra problema exodului medicilor și asistenților din țară. Sindicaliștii spun însă că ne putem trezi cu o emigrare a infirmierilor, spre exemplu, categorie fără de care un spital nu poate funcționa. Noi suntem o echipă, ei trebuie să înțeleagă că niciunul dintre noi, nici asistent medical și nici medicul nu poate să lucreze într-un spital fără infirmier, fără brancardier, fără îngrijitor de curățenie, fără personal la auxiliar, din paraclinice, laborator, radiologie, este foarte posibil să ne trezim cu un alt exod. Adică să nu-și închipie guvernanții că infirmierii nu își pot găsi locuri de muncă mai bine plătite în afară și că oprind exodul asistenților și medicilor, nu ne putem trezi cu un alt gen de exod al îngrijitorilor de clinică și a infirmierilor care infirmieri care sunt și ei școliți, care au diplome în sensul ăsta și care oricând pot să se angajeze în străinătate. Pe salarii mai bune. Nevoit să accepte dezinteresul celor ce le conduc destinele, sindicaliștii din sănătate au expus principalele probleme ce împiedică funcționarea normală a sistemului de sănătate și asistență socială din România, precum și tratamentul inegal, discriminatoriu în ceea ce privește salarizarea personalului din aceste domenii. Sindicaliștii nu se dau bătuți însă. În cazul în care rezultatul negocierilor nu va fi unul pozitiv, aceștia spun că se gândesc la demararea de noi forme de protest.